La Complexul Muzeal de Științele Naturii Răzvan Angheluță au demarat lucrările de refacere și extindere a serelor de plante tropicale. Astfel, după mai bine de 20 de ani de când a fost abandonat, scheletul metalic din curtea muzeului va fi transformat într-o spectaculoasă seră, în care gălățenii vor putea admira palmieri de aproape 20 de metri înălțime și sute de plante exotice. Pentru realizarea acestui obiectiv, Consiliul Județean Galați a alocat din bugetul propriu aproape 3 milioane de euro, urmând ca investiția să fie finalizată până în primăvara anului viitor. Am luat decizia ca această seră să fie redată publicului, redată gălățenilor, pentru că toți cei care ajung în Galați sau treceau Bacul cu peste Dunăre, cu toții prima dată să izbeau de această imagine care nu este tocmai frumoasă și nu ne făcea cinste. Și atunci am luat decizia să facem o seră de plante tropicale la Galați, o seră care va fi, din punctul meu de vedere, unică în România ca și aspect, ca și design, ca și, eu știu, plantele care vor fi aici, pentru că va fi o seră de plante tropicale, vor fi arbori de cafea, vor fi cactuși, absolut tot ce înseamnă plante tropicale. Sera va fi dotată și cu tot ce înseamnă instalații de climatizare, instalații pentru menținerea umidității, menținerea temperaturii, adică toate condițiile pentru ca acele plante tropicale să poată să crească și să supraviețuiască în această seră. Serele vor fi acoperite cu o sticlă specială rezistentă la intemperii, pentru a evita situații precum cea de acum câțiva ani, când vechile sere au fost distruse aproape în totalitate în urma unei furtuni puternice. În prezent, în actuala seră de producție de la Complexul Muzeal, sunt înghesuite peste 2500 de exemplare din 300 de specii de plante, iar condițiile de lucru sunt dificile. Ne bucurăm foarte mult că totuși la Consiliul Județean s-au găsit resursele financiare ca după 23 de ani de când s-a început construcția acestei sere, așa cum spuneam, s-au găsit fonduri pentru ca ele să fie finalizate. Odată ce această investiție va fi finalizată, vom avea cea mai nouă seră de plante exotice din România, una dintre cele mai frumoase, spunem, va avea un caracter de unicat, pentru că intenționăm să aducem atât plante din zona mediteraneană, subtropicală, tropicală, și mă refer aici la specii de citrice, la palmieri, la specii de avocado, papaya, diversi arbori de cafea, plante suculente, cactus. Dincolo de componenta turistică și de petrecerea timpului liber, viitoarele sere de plante exotice vor reprezenta un cadru și pentru derularea unor programe de cercetare sau educație non-formală. Sera, în afară de faptul că va fi dată în circuit pentru a fi vizitată de toți gălățenii și toți cei care vin în Galați, va fi folosită ca și material didactic, atât pentru elevi cât și pentru studenți, care își vor desfășura anumite ore și cursuri în această seră de plante tropicale. Am încrederea și convingerea că va fi unul dintre cele mai frumoase puncte de atracție a Galațiului, o zonă de agrement de care ne vom bucura cu toții.